Ce facem, domne, cu domnul Croitorul, cu băieții ăștia care în continuare sfidează tot? Ce facem? Domnul Croitorul s-a văzut că s-a lipit de bancă totuși, adică... Nu, dar ce facem? De ce tot timpul trebuie să eludăm legile? De ce nu putem fi oameni normali? Probabil, Andrei, deci, de ce nu putem fi oameni? Dacă vor eluda legile, vor fi chemați la comisie și vor să... Nu, da, încă o dată, s-a plecat pe o linie, am zis începe nou campionat, pe niște reguli. Păi, dar de ce unii nu vor să respecte regulile? De ce? Păi că cred că sunt mai presus de lege și încearcă să le fenteze, că de Croitorul în picioare la marginea terenului nu cred că l-ai mai văzut, așa cum era în campionat. Dar la pauzele de hidratare a dat acolo indicații. Intră toți masiorii. Da, și dădea indicații. Acum. E ce, la Dună cu ăștia la voluntari nu-i la fel? Da, dar ești pe locul 2. Asta nu are legătură cu legea. Asta nu are legătură cu legea. Da, pe cuvânt, problema, deci... O altă problemă al Croitorului care are 3 cartonașe galbene până în momentul ăsta. Da. La fiecare. Stând pe bancă, da. Îți dai seama. Nefiind antrenorul. Nefiind antrenorul. Adică eu nu, cum să spun, nu înțeleg. Bă, s-a dat un mesaj clar. Bă, de ce trebuie să fim, să fim români în continuare? De ce? Bă, eu nu înțeleg. Dar eu, vrei să spun ceva? Eu aș face regulamentul în așa fel încât să nu mai există nici cea mai mică portiță. Zero! Bă, n-ai școală, n-ai ce căuta pe bancă. Antrena povestea, nu că stai lipit pe bancă sau nu știu. Andrei, no compromise. Asta e problema noastră. Dacă... Să-i spui domnului Burleanu, da? Dacă ai vreo idee. A zis Ivanoviș că vă propune no compromise. Nu, înțelegi ce-ți spun? Da, înțeleg. Să respectăm, bă, legile odată, că de-aia e țara asta unde e. Nici asta nu suntem în stare. Mă auzi? Deci, mă auzi? Ascultă-mă puțin. Bă, avem niște reguli, niște legi. Da? Ce faci, te uiți pe telefoniță? Caut un articol interesant. Da? Zine dacă ai treabă, ca să vedem ce facem. Te lăsăm 10 minute dacă ai treabă. Vreau să-ți dau ceva în exclusivitate. Da, dai ceva în exclusivitate. Ți-a dat meme vreun transfer, ceva? Că tu ești prieten. Bă, Vivi, bă, Dănuțe, bă, Robert. Bă, Robert. Asta nu e bine să fii prieten cu patru. Așa că ide. Mai înțeles? Fiți atenți. Bă, v-am spus ceva. Bă, de ce nu respectăm totul la virgulă? Ce suntem bă atâta români? Bă, Croitorule, lasă-ne bă în pace. Bă, dar faceți mă și voi niște reguli la federație. Să nu mai existe portițe, Andrei. Regulile sunt. Nu, să nu mai existe nicio portiță. Nici pe bancă, bă, n-ai voie. Ai școală? Pa, te-a pupat. În tribună. Poate să-și ia din aia de masări și stă pe bancă. Hai, mă, ce... Deci acolo trebuie calificare ca masări.